Incident neobișnuit pe autostrada Arad-Timișoara: o motocicletă a luat foc în interiorul unui microbuz. Motorul fusese încărcat în dubiță după ce proprietarul nu a mai putut continua drumul din cauza unei defecțiuni. În ajutor i-a sărit o prietenă cu un microbuz. După ce a urcat înăuntru motocicletă, au pornit liniștit spre localitatea Grădiștea. La destinație, stupoare. Motorul ardea cu flăcări în interiorul microbuzului, probabil din cauza unui scurt circuit. Din fericire, nici femeia și nici pasagerul nu au fost răniți, dar motocicleta a ars aproape în totalitate. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru stingerea flăcărilor.